dacă puteam să trecem, să trecem la supunerea la vot a procesului verbal de la ședința anterioară. Cine este pentru? Domnul... Se abține cineva? Se abține cineva? O să supunem la vot ordinea de zi cu punctul suplimentar. Cine este pentru? Punctul 1. Proiect de hotărâre de primire fiscală a bugetului local, de venituri și cheltuieli al unității administrative teritoriale orașului Moldova, identitatea orașului, cred că Gheorghe primarul orașului. Dacă îmi permiteți, domnul președinte, este ultima ședință din an. Bine ați venit la ședință. Mă bucur că din nou avem o prezență foarte bună. Avem de luat decizii importante astăzi. Vă mulțumesc și pe măsură ce apar problemele clarificăm. Și vă păsesc pentru final să spun și câteva cuvinte pentru cei care ne-au zis. Mulțumesc! Avizul comisiilor. Favorabil. Cine este pentru? Domnul Sel. Acum este rectificarea de buget. Abucerea la taxe și impozite. Da. Este bine. Da. Punctul 2. Proiecte de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale cu aplicare de la 1 ianuarie 2021. Inițiator Vasile Gheorghe, primarul orașului. Da, aici aș vrea să fac câteva precizări. În principal, noi l-am discutat în comisie, dar vreau să comunic celor care urmăresc materialul nostru. Propunerea mea este ca anul 2021 impozitul în anul 2021 să fie la nivelul anului 2020, întrucât am trecut printr-o perioadă grea, întrucât este foarte greu să ne gândim la momentul acesta la o eventuală majorare. Singura modificare este că am făcut o reducere pentru cei care închiriază terenuri pe ocazional sau sezonie, nu pe cei pentru închirierile care sunt permanente, având în vedere faptul că îi încurajăm să vină să avem cât mai multe servicii acolo, pentru că urmărim și dezvoltarea serviciilor. Adică, dumneavoastră știți că în zilele în care este foarte multă lume, ăsta din Moldova, se stă mult la coadă și am vrea dacă prin această măsură să stimulăm să avem cât mai mulți furnizori de servicii și să mulțumim turiștii care ne vizitează localitatea. Avizul comisiilor la punctul 2. Aș vrea să propun la modificarea unei zone din ce un amendament pe partea aia la Cristal, peste Râul Slănic, există o zonă mai defavorizată de câteva locuințe, unde când au fost inundațiile, au fost luată puntea, nu prea beneficiază de același standarde din zona C. Și am vrea să propun dacă se poate aduce în zona D. Să supunem la vot. Da, eu ca și am discutat această problemă. Este bună propunerea dumneavoastră, pentru că este vorba de familia Manoliu, familia Andă, sunt 3-4 familii acolo, care nu au acces decât prin apă și puntea din dreptul locuinței Meșterca a fost, sau Mega, a fost luată de apă. Într-adevăr, nu prea au condiții și este bine ca până la asigurarea condițiilor să se întâmple acest lucru. Sunt de acord și susțin această propunere, chiar dacă nu am drept de vot, întăresc propunerea domnului Catrin Saș. Supunem la vot amendamentul domnului Catrin Țașu. Cine este pentru? Unanimitate,
Capitul comisiilor. Cine este pentru? Punctul 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea plafonului creanțelor fiscale care pot fi anulate. Inițiator economic Baciu Gheorghe, primarul orașului. Da, aș vrea și aici să fac niște precizări. Conform legii, avem voie să anulăm creanțe mai mici de 40 de lei. Avem foarte multe rămășițe, foarte mulți dintre acești cetățeni nu mai sunt în viață, dar rolul lor figurează cu debite. 40 de lei nu mi se pare o sumă, o capacitate foarte mare și vă rog să fiți de acord ca să putem opera aceste, îi scoatem practic din lista de debitori ai primăriei, de la impozite și taxe. Capitolul comisiilor. Favorabil. Favorabil. Cine este pentru? Domnul Cavani, cu mine și cu Pompidu. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al orașului Slănic Moldova în comisia pentru evaluare și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar și pe baza orașului. Aici o să facem propunerea. O să fac eu o propunere, pe care eu o să o propun pe doamna Buțan. Adică doamna Buțan, nu rădăți. Nu, 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 o zâmbesc, că și noi aveam aceeași propunere. A, foarte bine! Mai sunt propuneri? Mai sunt, nu? Cine este pentru doamna Buțan? Avem un comisiilor. Favorabil. Cine este pentru? Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului îmbunătățirea accesului la învățământ online pentru elevi și profesori din școala gimnazială numărul 1 Slănic Moldova din orașul Slănic Moldova, județul Bacovina, inițiator Baciu Gheorghe, primarul orașului. Da, aici din nou aș vrea să fac câteva precizări pentru cei care urmăresc materialul filmat. Noi am cumpărat tablete pentru clasele 5-8 și școala a mai primit un număr de 83 de tablete pe programul național. Ne propunem prin acest proiect să cumpărăm diferența de tablete, să recuperăm banii pe tabletele pe care le-am cumpărat noi din bugetul local și să asigurăm în fiecare clasă condiții de educație moderne, tablete, table școlare electronice și alte instrumente de predare. Nu intră aici laptopurile și alte echipamente necesare cadrelor didactice, pentru că Inspectoratul Școlar are un proiect în acest sens și ne-am propus să nu suprapunem aceste finanțe. În fine, toți copiii de pe Valea Sădicului trebuie să aibă și școlile trebuie să aibă dotarea necesară pentru educație modernă, de acasă. Noi sperăm să se deschidă școlile și să vină la școală, dar chiar și la școală îți trebuie o tablă electronică, îți trebuie ceva foarte rapid și modern ca să facem și noi pasul către informatizare. Aviz de comisiilor. Cine este pentru? Punctul 6. Proiect de hotărâre atestarea apartenenței la domeniul privat al orașului Slănic Moldova a unor imobile terenul situat în intravilanul orașului Slănic Moldova. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Da, este vorba de 4 terenuri, un teren de 200 de metri pătrați în zona Kemping, un alt teren de 200 de metri pătrați în zona Kemping, al treilea teren de 861 de metri pătrați în zona Cerdac, mai departe de pensiunea Montana, și un alt teren în suprafață de 36 de metri pătrați în zona garajelor mai sus de anele 1.
ele trebuie să atestate pentru a putea reglementa situația juridică și alte nevoi pe care le avem acolo. Primul pas este să le aducem ca și proprietatea primăriei. Aduți documentul. Favorabil. Cine este pentru? Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării cu titlul gratuit a dreptului de uz și servitute în favoarea SECE de Lugrad este Târgu Mureș pentru terenul aferent realizării lucrării de investiție, extindere de rețea și branșament grade naturale prin zonele jos să beneficiați Țenciu Petre. Ați aprobat și pentru alții, vă rog să aprobați să aibă raport de grație și Țenciu Petre. Cine este pentru? Punctul 8. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 116,65 metri pătrați, situat în Slănic Moldova, un camping către domnul Talian Iulian Cristian. Da, am discutat în comisie, aș vrea să fac precizarea și în ședință. Această clădire aferentă, clădirea care este construită pe acest teren, a fost cumpărată de la licitație la ceva fără să ne întrebe cineva ceva. În sensul acesta, să ne facă vreo adresă. În sensul acesta, vechiul concesionar, pentru că nu și-a plătit concesiunea și celelalte, el este debitor la primărie, noul concesionar nu poate să preia debitele lui, pentru că le-a cumpărat de unde le-a cumpărat. Numai că obligațiile contractuale pe care le-a avut vechiul concesionar ar trebui să le preia. La presiunea făcută de dumnealui prin adresele pe care le-a făcut, eu am propus concesiunea pe 10 ani pe cât dumnealui a cerut, dar în mod normal, concesiunea ar trebui să urmeze, cesiunea ar trebui să urmeze vechea concesiune. Adică, dacă a fost pe 49 de ani, să rămână pe 49 de ani, secretul nu este așa departe, este vorba de bani mai puțin dacă e pe durată mai scurtă, iar ar trebui să plătească o taxă mai mică. Noi ne propunem să, noi, peste 10 ani ar trebui să dărâme clădirea, nu? Adică, o să vină peste 10 ani, iar să ceară pe 10 ani și atunci fermează, practic, primăria de niște bani. Vă rog să luați în calcul votul dumneavoastră, pentru că propunerea mea a fost pe solicitarea dumnealui. Chiar dacă nu sunt 100% de acord cu această solicitare, ca să nu fiu acuzat că nu am adus în Consiliul Local propunerea dumnealui, eu vă rog să luați act de realitate și să votați în cunoștință de cauză. Stați un pic. Deci proiectul poate fi aprobat în formă inițiată, poate fi respins sau poate fi amendat sub o altă formă. Eu l-amendez. În sensul care să rămână concesiunea pe perioada care a fost pe diferența la 49 de ani. Nu ne jucăm de concesiunea 35 zile. Nu spune. Preluarea contractului. Cu durata care a rămas. Condițiile contractuale să rămână... respectate condițiile contractuale. Să aceleași, da? Contractul inițial. Cine este de acord cu propunerea domnului Mocanu? Nu deci propunerea este votată cu amendamentul ca durata să rămână la durata inițială. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind amendarea contractului de concesie. S-a votat, înțeleg că s-a votat.
conform contractului de concesiune existent al fostului concesionar. Da. Când a fost pe 25 sau pe 49 sau pe cât a fost, nu mai contează. Contează că noi, el a participat la o licitație atunci, nu? Și continuă contractul așa cum la câștigat. Dacă ne-ar fi întrebat înainte, și-ar fi propus înainte să ne întrebe, doamne, eu iau clădire, dar ați putea să-mi concesionați pe 10 ani, dacă noi ne-am fi dat un aviz favorabil, ar fi altceva. Mulțumesc, scuze că am intervenit după, dar să fie lucrurile clar. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind revocarea contractului de concesiune numărul 8361 din 29.07.2013, titular Carp Ioan și Vestel Carp. Da, e vorba de expirarea contractului la termen și propunem să-l prelungim. Este tot în zona Chembei. Fine și pentru? Conform legislației, prelungirea se face cu jumătate din durata vechiului. Nu trebuie depășit 4 ani. Am înțeles. Da, între timp a fost acordul administrativ și... Uite, cineva a motivă să abține? Da. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune numărul 3.1859-05-01-1995, titular Mocanu Liviu. Am o rugăminte să nu modificați prețul. Da, domnul Mocanu părăsește sala pentru că este vorba de dumnealui și este în conflict de interese. Aș vrea să vă spun că expiră contractul dumnealui. Există o situație juridică creată de acum aproape 10 ani în urmă, când i s-a luat garajul și i s-a promis că se reloc în altă parte. Acest lucru nu s-a întâmplat. Acum 3 ani de zile Consiliul Local a luat decizia să îi acorde un alt teren conform documentului și promisiunii primăriei din, la momentul la care i s-a luat garajul. Acum acest contract expiră și eu vă propun să-l prelungim. Și el este contestat undeva, dar așteptăm verdictul. Trebuie să nu iasă din termenul de concesiune. Ăsta este motivul pentru care prelungim acest contract. Avizul comisiilor. Favorabil. Cine este pentru? Îl avem și pe... Votează și domnul Vici. Da. Puteți să vă întoarceți. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pentru imobilul clădire situat în Sălim Moldova, strada Papsilie Alexandru, Cazino, proprietatea Sfințe Digital Media PSLZ, Bacău, ca urmare a constatării stării de clădire neîngrijată. Da, neîngrijită. Având în vedere regulamentul pe care dumneavoastră l-ați aprobat în luna octombrie, cred, prin care putem să impunem și impozite mai mici de 500%. Știți că până acum punctajul era foarte ridicat. Acum, când a fost inspectată această clădire, s-a constatat o stare de degradare și avem și punctul de vedere al specialiștilor care au venit, pentru că noi suntem, s-a aprobat acum un an de zile expropierea în interes public și au venit specialiști pentru evaluare și la unison au spus că această clădire nu este întreținută, se și vede din afară. Nu ne referim atât la interiorul ei, care este obligație a proprietarului pe momente istorice, cât ne referim la exteriorul clădirii și vă rog să fiți de acord cu supraimpozitarea. Avizul comisiilor. Favorabil. Cine este pentru? Punctul 12. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pentru imobilul clădire situat în Slănic, Moldova, strada Ion Bărăcescu, complex Cerca, proprietatea
SCFIS Electric SRL. ESA București, ca urmare a constatării istoriei de clădire neîngrijită. Inițiator, Vlaciu Gheorghe, primarul orașului. Continuăm supraimpozitarea clădirilor neîngrijite. Avem până la punctul 16, sunt clădirile pe care le-a constatat comisia. Și nu ne vom opri aici, vrem ca toate clădirile neîngrijite din stațiunea noastră să fie supraimpozitate, nu neapărat ca să încasăm niște bani suplimentari la primărie, cum ar spune alții, ci pentru ca să găsim, să folosim această modalitate de constrângere în scopul de a, ca proprietarul să o îngrijească sau să o vândă, să o îngrijească altcineva, să se întâmple ceva cu ea, pentru că nu suntem de acord ca unii investesc și amenajează reapoi. Vă dau un exemplu, sunt cele două investiții recente de la Bancpost, fostele clădiri Bancpost. Acolo sunt niște oameni care investesc niște bani. În spatele acestor clădiri este fosta cantină de mină. Nu poți, ăla când iese la fereastra hotelului de 3 stele, ce vede în spate? Vede o clădire părăginită și niște tufărișuri. Nu suntem de acord cu asta și ăsta este scopul principal pentru care menținem această linie de a amenda conform legii, bineînțeles, pe cei care nu au grijă de clădiri. Avizul comisiilor. Cine este pentru? Punctul 13. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pentru imobilul teren situat în Sălnic Moldova, strada Mihai Eminescu, proprietatea SCI Bagrup Reisa Bagrău, ca urmare a constatării stării de teren neîngrijit. Inițiator, Baciu Gheorghe, primarul orașului. Avizul comisiilor. Cine este pentru? Punctul 14. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pentru imobilul clădirii situat în Sălnic Moldova, strada Mihai Eminescu, proprietatea doamnei Ildea Rodica, ca urmare a constatării de stării de clădire neîngrijite. Inițiator Baciu Gheorghe, primarul orașului. Avizul comisiilor. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pentru imobilul teren situat în Sălnic Moldova, strada Vasilei Alexandrei, proprietate secțiunilor orașele de Zăzurna, ca urmare a constatării stării de teren neîngrijit. Inițiator Baciu Gheorghe, primarul orașului. Avizul comisiilor? Favorabil. Cine este pentru? Proiect de hotărâre. Dacă se abține domnul consilier, spune, nu, când îi vedem mâna ridicată. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri pentru imobile de clădire situată în Sălnic Moldova, strada Engolcescu, numărul 4, proprietate SCR Rom Trust, Bauserele de Bacău, ca urmare a constatării stării de clădire neîngrijite. Inițiatorii sunt din Baciu Gheorghe, primarul orașului. Avizul comisiilor? Favorabil. Aveți o întrebare pentru în acest sens. După cum vedeți, clădirile sunt impozitate, supraimpozitate diferit. O clădire este supraimpozitată cu 500%, una cu 300%, una cu 200%. Dacă aveți aici obiecții, vă rog să le clarificăm. Adică n-aș vrea să discutăm în comisie foarte mult și am considerat că este suficient. Faptul că vă abțineți înseamnă că sunteți de acord ca în stațiunea noastră, aici este hotelul Racoviță, inhalatorul și popicăria. Sunt trei obiective pentru care toată lumea ne critică. Domnul primar, ce faceți? Că îi jale ce acolo. Lângă această clădire este secția sanatorială a Institutului de Balneologie. Acolo vin turiști, trec prin lângă bălăriile alea. Respectiv, eu nu vreau să vă influențez votul, dar vreau să-și... Dați voie, ne cerem scuze, nu pentru faptul că suntem împotriva așa sau nu vrem să se...
refacă, să se reabiliteze, ci am discutat în comisii că există un proces, este încă în instanță, nu suntem rămâniți din aceste motive. Bună, instanța, procesul în instanță, securitate, iarba și bălăriile de acolo. Dacă sunt Am înțeles. Eu am să la un loc, nu era mai bine, atunci că o parte s-au aprobat în administrație și o parte nu, adică care e diferența? Păi diferența este că unii au niște prieteni și unii nu au. Aici facem pe prietenii, nu facem pe altceva, pentru că, spre exemplu, trebuia pus toate la pachet și atunci... Nu se pun, pentru că ele sunt hotărâri cu numere diferite și nu se aprobă în bloc. Am înțeles că nu sunt dat în judecată, mă simt local. Doamna, deci doamna și atunci, dacă nu ai vrem să așteptăm... Noi, același lucru, poate să vedea și fișele. Și mai vedem ce se întâmplă. Bun, este problema noastră, nu pe domnul. Bun, dacă... Eu n-am încoat, este dreptul dumneavoastră și fi respirat, nici nu trebuie motivat. Păi da, și dumneavoastră, noi am deschis discuția, deoarece dumneavoastră a spus că nu ne dorim reabilitare, este o măsură, poate găsiți o altă măsură prin care să presupunem că n-ar exista această supraimpozitare, ce am face noi, cum am putea noi să constrângem, că prin rugăminți văd că nu merge, ca un proprietar de clădire să o zugrăvească, să o întrețină, în așa fel încât să nu ne facem de râs față de turiștii noștri, să nu descurajăm practic turiștii să vină aici. Nu e vorba de altceva aici. Da? Deci dacă intenția că această măsură să colecteze bani la buget nu există, există ca stațiunea noastră să arate bine. Și din păcate, toate clădirile astea pe care vi le-am prezentat sunt rușinea localității noastre. Asta este realitatea. Nu e altfel. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2021-2022, grada administrativ teritorială a orașului Slănic Moldova. Primarul orașului Slănic Moldova. Da, aici aș vrea să spun câteva cuvinte, în principal pentru părinții care urmează să-și dea copiii la grădiniță, la Cireșoaia. Ne propunem ca din septembrie, din anul școlar următor, septembrie 2021, la Cireșoaia să existe grădiniță cu program prelungit. Adică, în loc de 4 ore cât este programul normal, să ducem pătuțul și copilul să stea 9 ore în grădiniță, unde va primi 3 mese pe zi, unde va avea, se va odihni, va avea 2 educatoare fiecare grupă. În sensul acesta, noi ne vom aloca sumele necesare pentru amenajarea spațiilor conform cu normele care se impun și sperăm că va crește nivelul de educație al copiilor din localitatea noastră, pentru că el după 9 ore de petrecut în colectivitate și mâncat și îngrijit și dormit, desigur că altfel va accede în clasa 0 și după aceea la școală va fi, sperăm noi, mai performant. Asta este singura modificare în rețeaua școlare pe care o propunem noi. Abia astăzi am primit avizul inspectoratului județean școlar și din această cauză a apărut pe lista suplimentară. Avizul comisiilor? Favorabil. Cine este pentru? Se apăsă pe cineva? Da. Dacă îmi permiteți, domnul președinte, dacă tot s-a încheiat ședința, aș vrea să transmit mulțumirile către dumneavoastră, în primul rând. Este final de an. Unii sunteți consilieri de mai mult timp, alții sunteți consilieri veniți în
octombrie și le mulțumesc și celor dinainte, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru tot ce l-ați făcut pentru ca localitatea noastră să se dezvolte, pentru ca noi să avem cadrul legal necesar pentru a crește calitatea vieții și, bineînțeles, din punct de vedere economic, a asigura cât mai multe facilități turiștilor, agenților economici, pentru ca localitatea noastră să se dezvolte. Vreau să mulțumesc în egală măsură tuturor celor care nu sunt aici, au contribuit indirect în sensul de a ne ajuta. Și aici aș vrea să, pe final de an, să gândindu-ne în urmă la anul acesta, aș vrea, se poate, 30 de secunde să păstrăm un moment de reculegere pentru domnul inginer director Ababe Anton, președintele Consiliului de Administrație de la firmele de utilități, care, din păcate, pe 17 februarie anul acesta a trecut la cele veșnice și aș vrea pe final de an, dacă se poate, să păstrăm un moment de reculegere. Vă mulțumesc mult! Este un simbol pe care îl oferim acum unei persoane care a pus sufletul și toată priceperea. Un puțin stăniceni ar face. Vă spun cu mare sinceritate, Dumnezeu să-l ierte și o să-i purtăm recunoștința. Referitor la finalul de an, încheiem un an bun, în sensul în care, comparat cu vitregiile, cu blocajul de două luni și mai bine al industriei din localitatea asta noastră, pentru că suntem peste 90%, noi suntem turism și am avut foarte multe probleme. Eu consider că, raportat la aceste greutăți, am reușit să ne ducem și planurile de investiții, să ne ducem și planurile de reparații, să închidem anul fără datorii. Este ceva foarte bun pentru noi. Pentru cei care nu au trăit în datorii, e foarte puțin lucru. Dar pentru noi care am trăit în datorii, care închideam anii cu obligații financiare, este foarte important că anul acesta se închide cu puțin plus și avem pentru anul viitor din ce să facem planul, din ce să ne dezvoltăm. Pentru că nu e suficient să ne achităm datoriile și gata, trebuie să generăm resurse care să dezvolte localitatea noastră. Eu vă mulțumesc încă o dată mult, le mulțumesc cetățenilor noștri pentru că au avut încredere în mine, în dumneavoastră, v-au votat. Îi asigur încă o dată, cum am făcut-o și la investire, că voi face tot cât de mult pot eu ca să dezvoltăm localitatea și să încercăm împreună, bineînțeles, pentru că solidaritatea este cel mai important lucru pentru succes. Nu succesul în sine este important, atât de important, cât contribuția a cât mai multor oameni, pentru că în felul acesta se vede unitatea noastră în localitate, se vede că punem umărul cât putem de fiecare cât poate pentru dezvoltarea localității. Vă transmit dumneavoastră, în primul rând, la mulți ani, sănătate, bucurii, transmit cetățenilor noștri multă sănătate, să aibă grijă de sănătatea dumneavoastră, în primul rând, să încercăm să trecem, sperăm noi, cât mai repede peste această situație vitregită, să încercăm să ne bucurăm așa cum, cât se poate și cum se poate, să nu exagerăm cu întâlnirile și cu celelalte aspecte care, din păcate, dau și victime. Și le promit că vom face cât putem de mult pentru ca dumneavoastră să o ducă mai bine în localitatea noastră și pentru cei plecați în afară, rămân cu promisiunea pe care am făcut-o de altfel că vom găsi locul lor aici și îi rugăm să ia în calcul să se întoarcă pentru că localitatea noastră se va dezvolta și avem nevoie de dumneavoastră. Le transmit sănătate, bucurii și un an cu realizări și cu împliniri. La mulți ani!